Dacă în această viață ai fost în căutarea stării de calm, stării de relaxare sau a stării de prezență și în loc de aceste lucruri ai găsit mai multă anxietate, mai multă frustrare și mai multă furie, este foarte probabil ca acest clip să fie potrivit pentru tine. Te salut, sunt Cornel Gabriel Pasăre, sunt povestitor și psihoterapeut și în calitate de povestitor, astăzi am să spun o foarte scurtă poveste. Povestea începe cu a fost odată ca niciodată. A fost un om care, plictisit de toate provocările acestei lumi, a hotărât să caute starea de calm. Și cu cât căuta mai mult această stare de calm, această stare de liniște, descoperea că în interiorul lui se află mai multă frustrare, mai multă anxietate și mai multă furie. Și această căutare a durat luni de zile, a durat ani de zile. În această căutare, pur și simplu a realizat, cel puțin cu mintea de atunci, că liniștea, pacea și calmul pur și simplu nu există. Însă într-o bună zi s-a așezat pe malul unui râu și a abandonat toată această căutare. Privind către apa râului, și-a permis pentru prima oară în viață să abandoneze căutarea stării de calm. Și în această stare de abandon, în această stare în care a renunțat la control, starea de liniște și de calm a apărut natural și s-a manifestat. Și atunci omul nostru a înțeles că a căuta starea de calm și a căuta starea de liniște, în esență, este o eroare mentală. Pentru că toate aceste stări sunt deja în interiorul nostru. Tot ceea ce avem de făcut este să ne aliniem cu ele. Nu neapărat să le căutăm, ci să înțelegem că ele sunt deja prezente. Mintea noastră are nevoie de o anumită strategie, de o hartă mentală pentru a se alinia cu toate aceste stări. Și în povestea de astăzi am să spun despre o eroare fundamentală pe care foarte multe persoane o manifestă atunci când sunt în căutarea stării de calm. Din variate motive, din cauza acestei vieți tumultoase, o viață care devine din ce în ce mai complexă și mai provocatoare, simțim nevoia absolut naturală să ne conectăm cu starea de calm. Însă, de foarte multe ori, descoperim, după cum spuneam, că în loc să ne conectăm cu starea de calm, stările de anxietate ies la suprafață, stările de furie, stările de neliniște interioară. Și atunci, în unele situații, putem să tragem falsa concluzie că această stare de calm nu există. Eu azi spun că există, însă din pricina unei hărți mentale disfuncționale, nu știm cum să o accesăm. Înainte de toate, ceea ce este extrem de important este să înțelegi că navigarea în lumea interioară, acolo unde este calmul veritabil, și aici nu vorbesc despre calmul geografic sau calmul unor anumitor spații, ci vorbesc de calmul din interiorul nostru, deci navigarea în lumea interioară se bazează pe o hartă. Dacă folosim harta care spune că trebuie să controlezi, la fel cum uneori facem în lumea exterioară, anumite stări, starea de calm nu se va manifesta, pentru că starea de calm vine atunci când abandonăm controlul. Și, firește, știu că lucrul acesta poate să fie pentru foarte multe persoane o chestiune extrem de provocatoare. Însă, cu o hartă mentală potrivită, se poate ajunge în aceste stări de calm, de liniște, de prezență, într-un mod extrem de simplu. Când avem harta mentală potrivită. O hartă mentală cu care să navigăm în lumea interioară. Și aici apare această nuanță extrem de importantă. Există liniștea exterioară, o să o numim de acum liniștea geografică, liniștea care este, pe care o găsim în natură, spre exemplu, munții liniștiți, oceanul deschis, variate spații geografice care ne pot inspira, și liniștea interioară.
în unele situații, noi vrem să generăm un spațiu în jurul nostru care să ne conecteze cu starea de liniște interioară, lucru care uneori funcționează de cele mai multe ori, nu? Spre exemplu, putem să folosim variate tipuri de ritualuri personale care au legătură cu muzica, cu diverse forme de fumigație și toate aceste lucruri generează o stare internă. Însă, putem să ne conectăm cu starea de liniște în orice situație. Nu avem nevoie de niciun trigger extern pentru a accesa starea de liniște. Și aici este cheia. A accesa starea de liniște. Ceea ce este esențial de înțeles este că starea de liniște este deja prezentă în noi. Ceea ce avem nevoie să facem este să ne aliniem cu această stare de liniște. Nu să o generăm în mod particular, ci să ne permitem să ne aliniem cu ea. Iar eroarea despre care povesteam este o eroare care vine din administrarea lumii exterioare, care se bazează pe control. Uneori vrem să controlăm lumea interioară, să controlăm gândurile sau să controlăm emoția. În sfârșit, poate unele persoane reușesc mai mult sau mai puțin să facă acest lucru, însă atunci când vrem să ne conectăm cu starea de calm, cu starea de liniște, avem nevoie să abandonăm acest control. Și după cum am spus, înțeleg că poate fi provocator. Deci, starea de liniște, starea de calm din lumea interioară este accesată în mod natural prin alinierea noastră cu ea. Nu avem nevoie de stimul extern, firește, dacă tu alegi să folosești stimul extern, declanșator extern, este foarte bine. Nu avem nevoie în mod neapărat de liniștea geografică, care are și sensul ei. Avem nevoie doar de o hartă mentală potrivită pentru a accesa lumea interioară. Starea de liniște și de calm este întotdeauna în lumea interioară. Ea se accesează, nu se generează. Noi nu ne generăm starea de calm, spre exemplu pe scena minții, ci permitem calmului să se manifeste. Vedeți, odată ce ne repoziționăm în relație cu această stare de liniște și de calm, multe dintre erorile mentale dispar. Și când suntem în căutarea stării de liniște, când suntem în căutarea stării de calm, nu mai căutăm în lumea exterioară. Începem să ne repoziționăm, să ne orientăm în lumea interioară și în lumea interioară mecanica este ușor diferită. Mecanica se bazează pe flow, pe fluiditate și pe a lăsa lucrurile să fie ceea ce sunt și pe observația prezentă. Despre acest lucru vom discuta puțin în viitor. Deci, dacă ești în căutarea stării de liniște, este foarte bine dacă o cauți în exterior, exteriorul este supus schimbărilor. Dacă o cauți în lumea interioară, este un semn de inteligență profundă și de înțelepciune, pentru că acolo, în lumea interioară, ea este întotdeauna și este prezentă. Nu avem nevoie să o generăm, ci avem nevoie să ne aliniem cu această stare de liniște și de calm și să o cultivăm, adică să facem această conectare cu ea din ce în ce mai des, până când conexiunea dintre mintea noastră conștientă și starea de liniște și calm devine stabilă. Așa că eu îți urez navigare plăcută și fluidă în lumea interioară, astfel încât să te bucuri din ce în ce mai mult de starea de liniște și de calm. Spor în toate să-ți fie bine!